Iubiți credincioși, iată-ne astăzi, am săvârșit slujba darurilor înainte sfințite, Sfânta Liturghie și totodată, având în vedere că această săptămână este săptămâna din post, prima săptămână din post și nu numai că noi trebuie să fim smeriți, să postim și cu trupul și cu sufletul, dar în fiecare sâmbătă în postul acesta avem pomenirea morților, să face liturghie pentru cei plecați din mijlocul nostru. Și pentru aceasta, cu acest prilej, vreau ca să vă aduc la cunoștință despre cultul morților. Vreau să vă vorbesc despre aceste rugăciuni care se fac pentru morți, de ce să fac, pentru ce să fac și cum trebuie să le facem. În primul rând, vom vorbi de în momentul când mortul l-am luat de acasă și a venit cu el la Sfânta Biserică. Acum, de ce să aduce mortul în Sfânta Biserică și se face slujba mormântării? Pentru că aici cel adormit se află pentru cea din urmă oră în mijlocul parohiei sau a obștii creștine în care a trăit. El și-a acum rămas bun nu numai de la cei rămași în viață, ci și de la locașul sfânt unde a luat parte la sfintele slujbe, unde a fost botezat, cununat și împărtășit. După cum în Sfânta Biserică a primit botezul și în bisericirea, adică începutul vieții sale în Hristos, se cuvine ca tot aici să îi se facă și cea din urmă slujbă, cea care, binecuvântată sfârșitul vieții sale pământești și intrarea pe poarta veșniciei. Slujba mormântării nu este pentru toți la fel. Sfânta Biserică a întocmit pentru rânduieli deosebite ale slujbei mormântării, una pentru credincioși, laici, adică pentru mireni în vârstă, a doua pentru prunci și copii până la 7 ani, a treia pentru diacon, preoți de mir și a patra pentru călugări și arhierei. Care este partea cea mai de seamă din slujba înmormântării credincioșilor? Partea cea mai de seamă din slujba înmormântării credincioșilor este rugăciunea de dezlegare. Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul, urmate de rugăciunile de iertare rostite de preot. În aceasta, preotul roagă pe Dumnezeu să dezlege sufletul celui răposat de orice blestem sau afurisenie, să îi se ierte tot păcatul sufletesc și trupesc, ca sufletul lui să se odihnească împreună cu drepții, iar trupul să se dea înnoirii firii, desfăcându-se în cele din care a fost alcătuit. Ce însemnătate are sărutarea cea mai de pe urmă, pe care rudele, prietenii și cunoscuții o dau celui adormit? Aceasta este pecetea dragostei și a unirii ce leagă pe cei vii de cei morți și totdeauna semnul iertării și al împăcării prin care ne luăm rămas bun de la cel ce pleacă dintre noi. De aceea, în timpul acesta se cântă frumoasele și înduieșătoarele podobii: veniți, fraților, să dăm mortului sărutarea cea mai de pe urmă, și celelalte în care biserica ne zugrăvește din nou piericiunea și vremelnicia vieții pământești și ne amintește ca toți vom muri și ne îndeamnă să ne rugăm cu toții pentru iertarea și odihna celui adormit. Ce însemnătate are veșnica pomenire care se cântă adormitului la sfârșitul slujbii înmormântării, la punerea în mormânt și la parastas?
Prin aceasta ne rugăm lui Dumnezeu ca pe de o parte El să-și aducă purure aminte de acel adormit, cum s-a rugat tâlharul de pe cruce, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Iar pe de altă parte, noi cei vii să păstrăm o neîntreruptă aducere aminte a celui care a plecat din mijlocul nostru, că să nu-l lăsăm în uitare, ci să-l pomenim totdeauna rugându-ne pentru dânsul. Se face vreo abatere de la rânduiele obștite a slujbii înmormântării în vreun timp al anului. Deci zile în care nu se fac înmormântări. Și aceasta sunt în săptămâna luminată, adică între Duminica Învierii și Duminica Tomii. La ceea ce ne învață despre aceasta cartea de slujbe, știut să fie că de va adormi cineva vreunul din creștini. Din săptămâna Paștilor, în orice zi din săptămâna luminată până la Duminica Tomii, nu cântăm slujba mormântării obișnuită pentru mărirea și cinstirea sărbătorii învierii și pentru că acestea sunt zile de bucurii și de veselie, iar nu sunt zile de jale și de plângere. Și toți când murim într-un nădejde a învierii și a vieții veșnice până la Hristos, înviem. De aceea, pentru că bucuria învierii să nu fie întunecată sau umbrită de jale și durere pentru cei morți din zilele obișnuite, preotul slujește în asemenea cazuri îmbrăcat în veșminte luminate albe, iar slujba înmormântării din acele zile este alcătuită aproape numai din cântările învierii, de slujba de la Paști. Din slujba obișnuită a înmormântării se păstrează numai iectenia pentru morți, cu Sfinții odihnește Hristoase și rugăciunea de dezlegare, de iertare, Dumnezeu, Duhul și tot trupul. De ce preotul la pogorârea sicriului în groapă aruncă peste el prima lopată de țărână în formă de cruce? Întâi pentru a ne aduce aminte de cuvântul Domnului că pământ ești și în pământ te vei întoarce. Al doilea, pentru a mângâia pe cei rămași în viață, că chiar în pământ trupul celui adormit rămâne tot sub puterea și ocrotirea lui Dumnezeu, deoarece, precum zice psalmistul, al Domnului este pământul și plinirea lui, lumea și tot ce locuiește întrânsa. Sau precum a învățat Sfântul Apostol Pavel, căci de viem Domnului viem, iar de morim Domnului murim. Deci, sau de viem, sau de murim, ai Domnului suntem. Pentru ce preotul varsă cenușa din cadeliță unde lemn și vin peste trupul celui adormit? Se varsă cenușa pentru a adeveri cuvântul Sfintei Scripturi, că pământ și cenușă suntem. Apoi această cenușă fiind binecuvântată, sfințită, cu semnul Sfintei Cruci, prin tămâie, pune pe mor sub scutul lui Dumnezeu, al lui Hristos, până la înviere. Unde lemnul este semnul și pecetea lui Hristos, ca și unde lemnul de la botez. Atunci, ungerea cu unde lemn cheamă pe candidat la botez, la luptele cele sfinte, acum însă unde lemnul cel vărsat înseamnă că cel adormit a luptat luptele cele sfinte și s-a desăvârșit. Iar vinul, în unele părți amestecat cu unde lemn, iar înlocuit cu aghiazmă, se toarnă crucis pe trupul adormitului. Vinul este simbolul sângelui, adică al sevei, al viței, care curge prin mădularele trupului omenesc și îl însuflețește. Turnarea lui peste trupul celui adormit preînchipuie nemurirea și sau învierea pentru viața cea veșnică pe care o nădăjduim. Ce este și ce închipuie coliva, care se face la mormântare și la parastas.
Coliba închipuie însuși trupul mortului și este totdeauna un semn văzut al credinței noastre în învierea și nemurire, deoarece este făcută din babe de grâu, pe care însuși Domnul le-a înfățișat ca purtând în ele icoana sau asemănarea învierii trupurilor, după cum bobul de grâu, ca să încolțească și să aducă rod, trebuie să se îngroape mai întâi în pământ și apoi să putrezească. Tot așa și trupul omenesc mai întâi se îngroapă și putrezește pentru ca să învieze apoi într-o nestricăciune. Deci coliva de grâu se face din nou cu orice prilej al slujbelor pentru cei adormiți. De aceea, la binecuvântarea colivei de către preot, și anume când se cântă veșnica pomenire, rudele și prietenii mortului ridică taba sau farfuria cu colivă, legănându-o pe mâini în semn de comuniune sau legătură cu adormitul. Același lucru închipuie și gustarea din colivă după binecuvântare. Deci toți trebuie să ia parte la această gustare din colivă. Același rost îl are și coliva simplă, neînsoțită de vin, adusă de cei vii în biserică în ziua numelui lor, care spre cinstirea și pomenirea praznicului sau a sfinților sărbători în aceea zi sau spre pomenirea morților care poartă numele celor sfinți. Ea se binecuvintează de către preot fie seara la sfârșitul vecerniei, fie ziua la sfârșitul liturghiei după rugăciunea amvonului pentru rugăciune, printr-o rugăciune deosebită: Doamne, Cel ce ai făcut toate cu cuvântul Tău. Ce sunt pomenirile și ce rost au ele? Pomenirile sau praznicile morților sunt mesele care se fac în cinstea pomenirea morților. Ele sunt rămășițe ale vechilor agape sau mese frățești cu care era împreunată în vechime slujba în mormântări. Deci această pomenire a morților nu este de acum, ci este din vechime. Despre ele pomenesc vechile rânduieli bisericești, ca așezămintele sfinților apostoli și ale scrierilor vechi creștini. Noi îi poftim pe săraci și nevoiași la ospăți, pentru că astfel sărbarea noastră să devină pomenire pentru odihna sufletului celui adormit, iar pentru noi mireasmă bine plăcută lui Dumnezeu. Tot pomana se numește și orice faptă de milostenie făcută pentru pomenirea și folosul morților, ca de pildă hainele sau lucrurile care se dau săracilor și care sunt binecuvântate de preot printr-o molitvă, o rugăciune deosebită. Aceasta se face la 40 de zile după când se face pomenirea celui adormit de 40 de zile, se face pomana de 40 de zile, se binecuvintează, se strâng toate hainele celui adormit și se împart celor care nevoiași. Ce trebuie să credem despre cei ce își dau trupurile să fie arse la crematori? Deci cum fac catolicii, cum fac unele secte. Arderea trupului înseamnă nimicirea lui. De aceea își ar trupurile după moarte numai cei ce își închipuie că totul se sfârșește cu moartea și că după moarte nu mai este nimic. Dar noi creștinii credem cu tărie în veșnicie sau nemurirea sufletului și a învierii trupurilor, adică în realcătuirea lor din elementele din care a fost compus, în reunirea lor cu sufletul pentru a fi judecate și răsplătite împreună cu sufletul și cu care au vețuit pe pământ. Pentru noi, trupul omului este templul al lui Dumnezeu întru care locuiește Duhul Sfânt, precum spune și Sfântul Apostol Pavel. Este locaș al sufletului și este înfrățit cu acesta, atât la răsplată cât și la pedeapsă. Se cuvine deci să fie cinstit și îngrijit
ci după despărțirea de suflet, iar nu ars ca un lucru netreb. Sfintele moaște, adică rămășițele trupești ale sfinților păstrate uneori în chip minunat, sunt o dovadă vie a cinstirii pe care noi o dăm trupurilor și a darurilor minunate pe care Harul lui Dumnezeu toarnă în trupul celor ce l-au bine plăcut. De aceea noi îngropăm pe morți în pământ, pentru că Dumnezeu însuși a zis lui Adam că pământ ești, în pământ te vei întoarce. Așa ne învață Sfânta Scriptură și în alte locuri, ca de pildă, tot pământul în pământ va merge, de unde s-a și zidit. Iar ca pildă vie avem pe Mântuitorul Iisus Hristos, care a fost îngropat și a stat în sânul pământului 3 zile, făcându-se începătura învierii celor adormiți. Ce sunt mormintele, cimitirile și ce rost au ele pentru creștini? Mormintele și cimitirile sunt locuri de odihnă și liniște în care așezăm trupurile adormiților noștri, în așteptarea învierii și a judecății de apoi. Deși plecați dintre noi, cei adormiți rămân astfel mai departe lângă noi prin osemintele lor. Mormintele lor păstrează vie în sufletele noastre amintirea celor ce dorm în ele și legătura nevăzută cu ei. Totodată ele țin treaz în noi gândul la moarte și ne îndeamnă să ne pregătim pentru ea. Previn mormintele, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă sufletul dormitează, tresare îndată, iar de este treaz și vrednic, se face și mai vrednic. Vederea mormintelor îmboldește pe fiecare dintre noi să cugete fără voia lui asupra sfârșitului nostru propriu. Iar cine a luat la sine această încredere nu se va lăsa pe sine lesner în mrejele păcatului. Pentru aceasta un înțelept dădea sfatul ce zice în tot ce veți spune, cugetați la clipele cele de pe urmă și niciodată nu veți păcătui. Pentru ce se pune cruce la căpătuii mortului? Pentru că Sfânta Cruce este semnul credinței celui adormit, semnul lui Hristos și al biruinței lui împotriva morții. Crucea, care străjuiește mormântul creștinului, arată că cel ce doarme sub scutul ei a adormit pentru Hristos și cu nădejdea că se va scula împreună cu el la învierea cea de obște. Prin ce se arată grija noastră față de cei adormiți? Prin înmormântarea lor după datina creștinească, prin săvârșirea rugăciunilor și slujbelor orânduite de biserică pentru mormintele lor. De aceea trebuie să pomenim pururea pe adormiți și să ne rugăm pentru dânsii atât în rugăciunile noastre personale de fiecare zi, cât și prin slujbele și rânduielile așezate de Sfânta Biserică pentru aceste momente care sunt cuvenite. Iubiți credincioși, sufletul nostru se întunecă în anumite momente. Se întunecă de pricina lăcomiei, se întunecă din pricina grijilor pământești care ne înconjoară. Și iată acum o să vă spun o istorioară despre un călugăr care a plecat din mănăstire spre un sat de la poalele muntelui să vadă de sănătate unui copil pe care boala îl țintuise la pat. Mergând el prin pădure la marginea pădurii, a găsit căzut în zăpadă un cerb mort de foame, de frig, dar și-a continuat drumul mai departe. A ajuns la casa băiatului, l-a chemat pe tatăl acesta și i-a spus: iată, am găsit nu departe de aici un cerb pe care frigul și foamea l-a răpus. Hai să-l iei de acolo și să aveți hrană pentru o vreme.
Bucuros omul i-a mulțumit călugărului și l-a urmat la locul cu pricina. Dar ce să vedem? Lângă cerbul mort zăcea acum un lup, care găsind între timp animalul, îl devorase, mâncase, neștiind să se mai oprească la timp. Mânat doar de o lăcomie exagerată, lupul mâncase mai mult decât i-ar fi trebuit și dacă ar fi avut nevoie. Acum zăcea mort, ucis de propria lui lăcomie. Dar văzând toate acestea, deci aceste două peisaje, călugărul îi spune țăranule, vezi tu, unii sunt asemenea cerburi, răpuși de griji, de nevoi, de lipsuri și greutăți. Sufletul lor se întunecă și îngheață. Îngheață din cauza grijilor ale necazurilor. Aceștia uită de Dumnezeu și de cele sfinte, furați de viața grea pe care o trăiesc, cad, doar credința lor mai poate încălzi sufletul lor. Numai dragostea și mila lui Dumnezeu îi pot întări, nu trebuie decât să le caute. Însă alții, vai de aceea, sunt asemenea lupului. Au ce le trebuie, au chiar mai mult decât le trebuie și cu toate acestea sunt și ei morți sufletește. Trăiesc doar pentru ei, când ar putea să dea și altora, sufletele lor sunt înghețate. Sunt înghețate de egoism, întunecate de lăcomie, dar vai de ei, căci păcatul lor este cu atât mai mare. Să fii copleșit de greutăți este o neputință, însă să fii doborât de plăceri este o rușine. La judecată, ce va veni curând va fi rău de sufletul îngenunchiat de greutăți, dar va fi și mai amar de sufletul îngenunchiat de plăceri. Ispitele sunt de două feluri. Sau strâmtorările vieții încearcă inimile, vădind răbdarea lor, sau belșugul vieții devin iarăși chip de ispită. E la fel de greu atât să-ți pierzi sufletul neînjosit de greutăți, cât și să nu îți ți-l îngrijești în situații înalte. Deci iată, iubiți credincioși, aceste griji ale trupului, această lăcomie a trupului, unde te duce? Grija trupului ne face pe noi să uităm de Dumnezeu. Lăcomia este cea care ne îndepărtează pe noi de Dumnezeu și nu numai de Dumnezeu, dar și de cei apropiați. Mă rog de mă iertați, Dumnezeu să vă ierte, poftiți la miruit!